ascultă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Explozie la Cluj-Napoca, o femeie a murit după ce o pensiune a sărit în aer și a distrus mai multe imobile din apropiere. Un tânăr care participa la campionatul de box din Brăila a fost bătut de un antrenor cu puțin timp înainte de festivitatea de premiere. Imagini ireale în Suceava. Mai mulți muncitori sub conducerea unui șef au turnat asfalt nou direct peste noroi. Zic ei, există o explicație. Explozie devastatoare la o pensiune din Cluj-Napoca. O femeie a fost găsită carbonizată în urma deflagrației, iar alte două persoane au ajuns la spital cu arsuri grave. Localnicii spun că explozia a fost atât de puternică încât s-au zguduit și blocurile din apropiere. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acesta a fost momentul în care a avut loc deflagrația. Momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere montate în zonă. În imagini se vede cum, imediat după explozie, o femeie care se află în apropiere se întoarce din drum alergând, în încercarea de a găsi un loc în care să se adăpostească. Imediat după deflagrație, pensiunea a fost cuprinsă de flăcări. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile apartamentelor din apropiere au fost pulberate. Este o pensiune și, din păcate, sunt victime înăuntru. Ne-am speriat foarte tare că nu știam ce s-a întâmplat și atunci am coborât și am fugit jos la mașină. Așa ne-am speriat că n-am putut să ne revenim nici de atunci. Este aici cu maica mea, am ajuns și eu undeva la un sfert de oră și asta e, distrugeți normal. Atât. Asta e clar. Nu, hai să fim serioși acum, suntem oameni, fiecare ar fi trecut prin treaba asta, un șoc mic. Cu tremurat nu știam ce se întâmplă și când am ieșit la treabă, ardea și molozul ce se întâmplă. La locul evenimentului, în urma intervenției, colegii au descoperit-o pe femeie carbonizată și au mai fost identificate două victime care prezentau arsuri pe suprafața corpului. Aceste două persoane au fost transportate la unitate de primire urgențe. Explozia a afectat imobilele de locuit pe o rază de aproximativ 30 de metri. A afectat atât imobilele cât și autoturismele parcate în zonă. Pompierii au reușit să o identifice pe femeia care și-a pierdut viața în urma exploziei. Avea 37 de ani și locuia în orașul Jimbolia. Femeia se cazase la pensiune din cartierul Clujean împreună cu celelalte două persoane rănite în deflagrație. Proprietarul pensiunii a fost și el transportat la spital după ce a suferit un atac de panică. Mai în spate! Mai în spate! Deși pompierii nu au reușit încă să stabilească o cauză exploziei, cei care locuiesc în zonă spun că în ultimele zile s-a simțit un puternic miros de gaze. Anchetatorii nu exclud varianta ca deflagrația să fi fost declanșată de o acumulare mare de gaze. Angajații a două companii de gaze împreună cu autoritățile investighează în continuare zona pentru a afla ceea ce a provocat dezastrul. Un marinar care a călătorit în Africa Centrală s-a întors în România cu una dintre cele mai mortale boli din istoria omenirii. Medicii au descoperit că are malarie. Ce se întâmplă acum cu bărbatul? Aflați în câteva minute în jurnal. Un tânăr sportiv care participa la campionatul de box din Brăila a fost bătut de un antrenor cu puțin timp înainte de festivitatea de premiere. Tânărul câștigător al titlului de campion național la categoria sub 22 de ani a urcat pe podium plin de sânge și cu arcada spartă. Autoritățile au deschis deja o anchetă. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Bătaia a avut loc chiar înainte de festivitatea de premiere la categoria 51 de kilograme. Încurajările susținătorilor sportivului din Ploiești sunt cele care l-ar fi enervat pe Bogdan Dobrescu, fost antrenor al lotului național de box și vicecampion mondial. Am avut galerie copiii mei de la Petrol, de la Ploiești, cei mici care au boxat la cadeți. Maestru Dobrescu Bogdan au țipat la copii, am jurat. Gabriel Șchiopu spune că a observat încă din ring comportamentul bărbatului, iar când a terminat meciul, i s-a plâns antrenorului. L-a întrebat maestru, de ce țip tu la copiii mei, crești tu? Eu îi cresc, te rog frumos, mai țipa, că așa vreau eu, într-un mod urât. El s-a uitat la mine din cauza lui ăsta, că îmi vorbește îngânfat și urât. Și mi-a dat un pumn, dar eu nu am deschis gura până atunci. A urmat lovitura, atât de puternică încât i-a spart arcada sportivului de 21 de ani. Am înțeles că i s-a desfăcut și brățara de la ceas, că ceasul i-a sărit pe jos, după aceea și l-a recuperat.
din pumn cu brățara, nu știu cum, dar i-a spart arcada la îmbinare aici. Asta e o chestie, o lovitură ca pe stradă. Dacă o să ia atitudine federația, el o să fie suspendat. Bogdan Dobrescu neagă varianta pugilistului și a antrenorului său. Spune că nu a țipat nicio clipă la copii și că el ar fi fost cel jignit și înjurat de sportivul de 21 de ani. A făcut în tot felul și eu ne-am spus să zic, băi, eu să mă duc la federație, să vorbesc la federație și la domn președinte. Între timp, el tot m-a jurat, mi-a zis că după bancă, vă dați seama, a reacționat. Îmi pare foarte rău, nu trebuia să fac așa ceva. Nu ar fi trebuit să ajung acolo, nu este genul meu. Îmi pare rău pentru treaba asta, dar a fost o treabă de moment. După ce a primit titlul de campion la categoria sub 21 de ani, sportivul lovit a mers la poliție. Bărbatul acuzat de agresiune antrenează o echipă de copii din Brăila. Ca antrenor, el este foarte iubit de copii. Normal, ar fi trebuit să-i prelungim contract de voluntariat, ținând cont de performanțele pe care le are ca antrenor. Dar așteptăm comisia de disciplină care se va întruni luni. Și apoi vom aștepta inclusiv decizia Federației de Box. Antrenorul acuzat de agresiune este originar tot din Ploiești, la fel ca și sportivul, iar între ei ar fi existat și un conflict mai vechi. Asfaltare de mânteală pe un drum național din județul Suceava. Utilajele și camioanele cu care s-a realizat lucrarea s-au afundat în noroiul peste care se turna de fapt asfalt. Scuza celor care coordonează proiectul a fost că lucrarea este una provizorie și spun că în primăvară, în același loc, va fi turnat un alt asfalt. Așa a fost făcută asfaltarea pe DN17 în zona localității sucevene Ilișești. Asfaltată doar de ochii lumii, porțiunea de 150 de metri din drumul care străbate județul Suceava a fost făcută turnându-se asfaltul direct pe noroi. Asta a rămas în urma muncitorilor. Un strat de asfalt pe care șoferii ar trebui să circule în siguranță lunile care urmează. Utilajele cu care s-a lucrat prin noroi au urcat mai apoi pe asfalt și au creat cu roțile adevărate tranșee. Muncitorii au asfaltat când temperatura de afară era de 0 grade Celsius, în timp ce la sol temperatura era și mai scăzută. Stratul de noroi peste care a fost turnat asfaltul avea o grosime de aproape 10 cm. Păi, cam astea sunt modalitățile de a lucra în România la ora actuală peste tot. Deci se asfaltează iarna, se toarnă tot ce pe ploaie, pe când e mai urât și mai... De-aia avem drumurile cum le avem. Ăsta nu se ține niciodată. Neseriozitate. Asta e în România. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrarea de pe DN17 a fost începută în vară, însă abia acum drumarii s-au grăbit să o termine. Mai bine folosea banii pentru copii sau pentru săraci, nu să pui și la primăvară să asfaltezi din nou, nu? Asta nu e normal deloc. Dar ce e normal în țara noastră sau în Suceava noastră? Nimic nu e normal. Da, l-au turnat pe noroi, da. Deci l-au turnat și se exfolia de sub roțile mașinilor care chiar duceau acel asfalt. Nu mi se mai pare nimic normal, v-am spus. Chiar nu mi se mai pare nimic normal și nu mai știu. Oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri se scuză spunând că este vorba despre o lucrare provizorie și că după trecerea iernii va fi refăcut stratul de asfalt, adică vor fi alocați alți bani. Având în vedere temperaturile scăzute și imposibilitatea șternerii la parametrii optime a straturilor asfaltice, dar și pentru a oferi condiții de circulație în siguranță pe timpul iernii, constructorul a procedat la asistarea lucrărilor pe timpul iernii și impermeabilizarea lucrărilor deja executate cu straturi provizorii de mixtură asfaltică, așternute peste un strat de fundare compus din material pietros, spun reprezentanții DRDP. Până atunci, conducătorii auto trebuie să circule pe asfaltul turnat direct pe noroi, care o să cedeze la prima ploaie sau ninsoare. Prima zăpadă căzută în acest sezon a fost motiv de distracție ilegală, cei drept pentru mai mulți șoferi din Bacău. Un utilaj de dezăpezire a fost în centrul atenției după ce șoferul acestuia a început să facă drifturi pe zăpadă. Totul s-a întâmplat în timp ce întregul județ stătea acoperit de nămeți. Se pare șoferul utilajului s-a alăturat mai multor tineri care făceau drifturi cu mașinile în acea parcare. Culmea este că acum câteva zile primăria Bacău a fost amendată cu 3.000 de lei pentru că nu a scos utilajele pe străzi la prima ninsoare. Autoritățile locale și poliția au fost informate de acest incident, însă momentan nu au reacționat.
A fost descoperit un depozit impresionant de petarde și artificii în Ialomița. Polițiștii au confiscat peste 4 tone de materiale explozive deținute ilegal, care urmau să fie vândute de sărbători. Marfa a fost confiscată, iar ancheta este în desfășurare acum. Astfel de ilegalități au loc des în această perioadă anului. Poliția a descins la casele unor persoane bănuite că dețineau articole pirotehnice ilegal. Acțiunea a avut loc în Slobozia și Amara, iar 3 locuințe au fost percheziționate. În capitală, un bărbat se pregătea să vândă astfel de produse când a fost ridicat de polițiști. Polițiștii capitalei, din cadrul serviciului arme explozive și substanțe periculoase, au depistat un bărbat care avea în autoturismul personal, într-o parcare din sectorul 3, o cantitate impresionantă de articole pirotehnice. Vorbim de aproximativ 46.000 de articole pirotehnice. Aproximativ o tonă a fost ridicată de colegii mei. Pe numele bărbatului există acum un dosar penal, iar astfel de ilegalități se întâmplă frecvent în această perioadă. Oamenii legii atrag atenția. Petardele pot fi achiziționate doar din magazine autorizate, iar ambalajele trebuie să fie inscripționate în limba română. De-a lungul timpului, foarte multe accidente au avut loc din cauza utilizării greșite a petardelor și artificiilor, unele dintre ele chiar fatale. Noi încercăm să retragem de pe piață cât mai multe articole pirotehnice din categoriile superioare, care sunt puse la vânzare către publicul larg, pentru a limita accesul persoanelor, în special minorilor, la utilizarea unor astfel de articole. Sunt și câteva articole pirotehnice care pot fi vândute publicului larg. Steluțe, lumânări scântâietoare, gerbe cu scântei, inele de foc. Una dintre cele mai ucigașe boli din istoria omenirii a ajuns în România, adusă de un marinar. Bărbatul de 45 de ani a mers cu ultimele puteri la camera de gardă din Constanța, iar analizele au arătat că are malarie. Cum în oraș nu mai există spital de boli infecțioase după ce a luat foc în octombrie, medicii l-au trimis cu ambulanța la Victor Babeș în capitală. Marinarul infectat doar ce venise acasă din voiaj, iar ultima zonă de navigație fusese Africa Centrală, una dintre cele mai cunoscute regiuni în care malaria face ravagii. Vapoarele comerciale care ajung acolo sunt obligate să respecte măsurile sanitare de securitate. Nu este un vaccin contra malariei, sunt doar niște tratamente preventive pentru a încerca să evit cât posibil această boală. Se mai ia și o pastilă de clorochin în fiecare zi în zonele acelea și în momentul când apar simptome trebuie să fie tratate imediat acolo la fața locului. Deja netratate mai multe zile, simptome pot duce la boli irreversibile. E un mister de ce marinarul român n-a luat tratamentul preventiv la bordul navei și a ajuns să fie infectat. Când s-a urcat în avion spre Otopeni, constanțeanul nu știa că poartă microbul în sânge și astfel l-a adus acasă. Prezenta sindrom febril, cefalee, stare generală proastă. Având în vedere simptomele, a fost consultat de către medicul infecționist, care a decis să-i facă analizele și testele aferente unei boli tropicale. Diagnosticul a fost malarie, iar starea avansată a bolii necesită spitalizare. Trebuie prevenită complicația și eventual decesul. Se face cu administrare de medicamente, în principal endovenoase, de tip chinină sau cele mai noi, artemisină. După incendiul din octombrie, ISU a retras autorizația de funcționare a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Marinarul infectat a fost transferat la Spitalul Victor Babeș din capitală. Malaria este o boală infecțioasă frecvent întâlnită în multe zone tropicale. Boala e declanșată de parazitul numit Plasmodium, transmis prin înțepătura femelei de țânțară nofel, numai pe timpul nopții. Malaria este o boală necruțătoare. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății a raportat 300 de milioane de infectări în zonele tropicale, la nivel global. Din toate acestea, 400 de mii de persoane au murit, 2/3 fiind copii mai mici de 5 ani. Pentru Prima TV, Viorel Matei. Odată cu scăderea cazurilor de COVID, presiunea a scăzut și la Spitalul Universitar din capitală, acolo unde în lunile octombrie și noiembrie morga devenise neîncăpătoare, iar cadavre erau până și pe holuri. După o perioadă de epuizare fizică și emoțională, medicii și asistentele se pot bucura în sfârșit și de momente de liniște. Le este însă frică de ce va urma. De aproape 2 ani, medicul Alina Tomescu este în prima linie de luptă anticovid. Acum am găsit un cabinet într-un moment de respiro. Luna decembrie a venit cu acest dar pentru medici după ce numărul cazurilor a scăzut. Nu e însă finalul luptei cu virusul care a curmat atât de multe vieți, iar amintirea lunii octombrie e extrem de puternică. Cea mai mare presiune a fost referitoare la numărul de locuri și la faptul că erau oameni în cord,
pe ciment, unii lângă alții, cu surse de oxigen, niște condiții pe care nu ni le-am dorit, dar care s-au impus. Și de câte ori intram în cort, ne gândeam că poate să fie mama ta, tatăl tău, copilul tău, fratele tău, tu, că mâine poți fi tu acolo. Acum presiunea s-a redus semnificativ la Spitalul Universitar din Capitală, atât la unitatea de primiri urgențe, cât și în secții. Dacă în luna octombrie în secția de neurologie de aici erau internați chiar și 28 de pacienți COVID pozitivi, acum sunt 3. Medicii transmit însă un mesaj clar: nu este momentul să ne relaxăm. Așteptăm următorul val. Așa cum vedem în celelalte țări, există un nou lockdown, deci să nu credem că această pauză de respiro înseamnă sfârșitul acestor probleme. Trebuie să păstrăm în continuare măsurile de siguranță. Trebuie să ne vaccinăm, trebuie să facem doza a treia de vaccin, dacă le-am făcut pe celelalte două. De altfel, niciun cadru medical nu își permite să răsufle ușurat. Deși multe dintre paturile din saloane sunt libere, frica rămâne. Încă nu suntem relaxați, tot suntem stresat și cu gândul la ce va veni, vin sărbătorile, s-au luat niște măsuri de relaxare și sper ca toată lumea să se protejeze și să se vaccineze. Cred că va fi în continuare o perioadă dificilă pentru noi toți. Și nu este vorba despre COVID. Această criză nu presupune numai o criză declanșată de COVID. Este o ocazie ca oamenii să se regăsească. E momentul în care trebuie să dăm dovadă de empatie, de curaj și de responsabilitate. Doar astfel putem evita momente precum cele din lunile octombrie și noiembrie. Ce v-a marcat în lunile care au trecut? Ce v-a rămas în minte? Englezul spune preventable deaths, decese care puteau fi evitate. Decese care au adus tragedii în multe familii și care puteau fi evitate dacă exista puțin mai multă încredere în sfaturile medicale. Până acum, în România, peste 57.000 de oameni infectați cu virusul SARS-CoV-2 au murit. Un bărbat și-a cumpărat o mașină de lux, dar a încercat să scape de taxele vamale. Ce s-a întâmplat când bărbatul a fost totuși prins de către autorități? Aflați în câteva minute în Jurnal. Cu șanse de vindecare de peste 90% dacă este diagnosticat la timp, cancerul mamar face totuși aproape 4.000 de victime anual în țara noastră. Controlele de rutină sunt cele mai utile și mai ieftine forme însă de prevenție. Aflați totul despre acest subiect sâmbătă din emisiunea Sănătate cu Stil. Tot atunci, Luciana Indre vă spune cum prevenim uscarea și îmbătrânirea prematură a tenului în sezonul rece sau cum puteți beneficia de servicii medicale de specialitate în cel mai scurt timp cu ajutorul tehnologiei. Urmăriți Sănătate cu Stil în fiecare sâmbătă de la ora 11. Prima TV continuă să împartă bucurie. Astăzi mergem printre câțiva copii speciali la Asociația Conil, un ONG care încearcă de mai bine de 10 ani să ofere o viață mai bună copiilor cu autism sau cu sindrom Down. Și reușește, doar că uneori chiar și cei care împart bucurie mai au nevoie de ajutor. Iar colega noastră, Gabriela Marin, a fost spiritușul moșului. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Bună dimineața! Bună dimineața! V-am adus un cadou din partea Prima TV. Wow, ce cadou! Ia uite-o și tu! Da! Să pictăm împreună, ce ziceți? Sunteți de acord? Da! Cel mai frumos primește niște sticăre și niște cadouri speciale. Surpriză! Copiii cu probleme din spectrul autist sunt inteligenți și iubitori. Asociația Conil derulează proiecte și programe prin care ajută copiii cu nevoi speciale să se integreze. Colega noastră, Gabriela Marin, pe care o puteți vedea la Cronica Cârcotașilor și la emisiunea Hai cu Fetele, a fost voluntar pentru câteva ore și a împărțit bucurie celor mici. Ce desenați aici? Niște globulețe. Ce desenăm, Alessia? Punem beteala? Ce brad frumos! Mulțumim! Cu atâta veselie, timpul s-a scurs rapid. Corabia. De pirat? Da. Îți plac pirații? Da. Care e culoarea ta preferată? Roșu. Gabriela i-a ajutat pe cei mici să coloreze o icoană. Pentru că suntem în preajma sărbătorilor, m-am gândit să pictăm o icoană. O pictăm pe Fecioara Maria și pe Isus. Vrei? Da. Cea mai tare echipă, noi am făcut-o.
Am fost foarte impresionată de acești copii care sunt în primul rând foarte deștepți și foarte deschiși. Adică mi-a fost foarte simplu să mă apropii de ei și cred că toată lumea ar trebui să facă asta, adică să pur și simplu să își ia din timpul lor și să se ducă să facă voluntariat într-un astfel de centru. Copiii sunt minunați, absolut minunați. Să dăruiască bucurie. Pentru că au pictat frumos, copiii au fost răsplătiți de Gabi cu jucării. Mai ce La Asociația CONIL, aceste activități creative și sesiunile de terapie și tratament sub formă de ateliere care îi ajută enorm pe cei mici, sunt la ordinea zilei. Ei sunt întotdeauna bucuroși să primească oaspeți. A fost o mare bucurie pentru ei, mai ales pentru faptul că au primit și niște daruri și pe lângă bucuria de a fi alături de un nou prieten, s-au bucurat și de toate aceste cadouri oferite cu generozitate de Prima TV. Dacă și tu vrei să împarți bucurie, poți dona în conturile Asociației CONIL afișate pe ecran. Companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit al anului 2021 până pe 31 decembrie. Mai multe informații pe www.conil.ro. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Timișorenii ar putea merge cu vaporașul pe râul Bega până în Serbia. Administrația bazinală de apă Banat a finalizat lucrările la ecluza care permite trecerea vaporașilor prin nodul hidrotehnic de la Sân Mihaiu Roman. La începutul secolului trecut, vapoarele puteau ajunge pe canalul Bega până la Dunăre. Circulația a fost însă sistată în anii 60. Canalul Bega are o porțiune navigabilă de 114,5 km. Aproape 45 de km sunt pe teritoriul României. Deocamdată, navigația vaporașelor pe râul din vestul țării este posibilă doar în Timișoara. De altfel, capitala Banatului este singurul oraș din țară care folosește Vaporetto pentru transportul public de călători. Autoritățile locale au achiziționat asemenea vaporașe pentru transportul urban. Unul dintre ele a fost folosit pentru testele făcute la nodul hidrotehnic de la Sân Mihai Roman, care a fost reabilitat. Sistemul de ecluzare înseamnă asigurarea unui nivel în amonte și în ecluză pentru intrarea embarcațiunii în zona de ecluză, închiderea porților, acostarea embarcațiunii, scăderea nivelului până la nivelul din aval, pentru a se putea deschide porțile buscate din aval și ieșirea embarcațiunii din ecluză. Aproape 2 ani au durat lucrările la ecluză și nodul situat la circa 10 km de Timișoara. Repararea și repunerea în valoare acestuia s-a făcut pe de o parte cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul național, de la Apele Române și de la Consiliul Județean Timiș. Valoarea acestuia s-a ridicat la aproape 14 milioane de euro. O lucrare complexă, o lucrare grea, având în vedere echipamentele care au trebuit să rămână, fiind și o zonă monument, a trebuit să rămână la aceeași formă acele executate în anii 60. De fapt, de când s-a făcut în 1918. Proiectul, de a cărui finanțare a beneficiat și Serbia, a prevăzut pe lângă reparația ecluzei și realizarea unor piste de biciclete între Timișoara și Zrenjanin, în Serbia. Timișorenii sunt încântați că vor putea merge cu vaporașele până în Serbia. Foarte interesant că totuși Bega e un canal navigabil și putem merge până în Serbia, e o oportunitate care trebuie valorificată. Putem să mergem până în Banatul Sârbesc. Eu pur și simplu n-am fost niciodată până pe Bega și am citit despre canal. Mi se pare foarte interesant și un lucru bun. Pentru a putea fi însă reluată navigația, mai sunt câțiva pași de făcut. Reprezentanții Apelor Române spun că va mai trece ceva vreme până când vom putea merge cu vaporașul din România, de la Timișoara, până în Serbia, la Zrenjanin. Și asta pentru că, pe de o parte, este necesară realizarea semnalizării canalului Bega, adică amplasarea unor indicatoare care să arate pe unde merg vaporașele, care este canalul navigabil, iar pe de altă parte este necesară înființarea unui punct de trecere a frontierei între România și Serbia, acolo unde râul Bega iese din țară. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Un român și-a cumpărat cu 10.000 de euro, susține el, un bolid american de lux din Emirate și a rămas fără el în portul Constanța. Mașina a atras atenția gărzii de coastă și vameșilor pentru că românul a declarat în acte că valorează de 4 ori sub prețul pieței pentru a nu plăti taxele vamale.
Mașina din imagine a ajuns la Constanța într-un container adus zilele trecute de un vapor. În acte era singurul obiect din interior, iar polițiștii și cu vamii și-au vrut să fie siguri că nu mai sunt și alte mărfuri și au deschis containerul. Numai verificării documentelor de import și cele însoțitoare au constat faptul că valoarea declarată a acestuia era mult mai mică decât valoarea reală, care s-a putut stabili printr-o simplă căutare pe piața de profil. Un astfel de bolid nou costă cel puțin 135.000 de euro, în funcție de motorizare, iar modelul adus de român, fabricat în 2013, este cotat la cel puțin 50.000 de euro pe site-urile de profil. Mașina a fost oprită în port, iar vama și cu fiscul au declanșat investigații. Sunt mulți români care declară prețuri foarte mici ca să evite taxele vamale mari. Așa se explică și numărul mare de mașini confiscate care se află în acest moment în parcul auto al gărzii de coastă. Fiecare are o poveste diferită. Unele au fost furate din străinătate, altele au fost căutate de autoritățile altor state, altele au fost folosite la săvârșirea de infracțiuni. Această mașină, de exemplu, a fost oprită în ultima secundă la frontieră, pe când un român încerca să o scoată la Ostrov și să o ducă în Bulgaria. Soarta ei urma să fie matriculată acolo și apoi introdusă prin alt punct de frontieră înapoi în România. Ultimele mașini confiscate sunt și cele mai scumpe. Două autoturisme Lamborghini, un Bentley, un Audi, dar și un Range Rover, mașina căror valoare totală se ridică la peste 1,5 milioane de euro. Până să fie scoase la licitație, mașinile petrec mult timp aici, uneori ani, în care se depreciază și moral și material. Iar când ajung să fie scoase la vânzare, nu mai prezintă interes cele mai multe dintre ele. În acest moment, garda de coastă are 140 de mașini confiscate care așteaptă să fie licitate pe piața liberă. Pe piața muncii există 4 generații diferite. Baby boomers, generația X, millennials și cea mai tânără generație, Z. Toate au în comun dorința de afirmare și de găsirea celui mai ușor drum către succes, însă abordarea fiecărei generații este diferită și depinde foarte mult de modul în care evoluează tehnologia și lumea în general. Un studiu arată că cele 4 generații au valori, ambiții și stiluri de lucru diferite. Studiul analizează caracteristicile fiecărei generații și comportamentul membrilor acestora pe piața muncii, balanța dintre muncă și familie și așteptările de la angajatori. Generația Baby Boomers, 56-74 de ani, sunt cei numiți decreței sau copii ai decretului și sunt ambițioși, muncitori, chiar workaholici și corecți. Se axează foarte mult pe muncă și pun familia pe locul 2. Acceptă autoritatea și sunt preocupați de statutul social. Cei din generația X, 40-55 de ani, sunt independenți, au înclinație spre antreprenoriat, vor recompense pe termen scurt, sunt sceptici față de relațiile ierarhice, sunt mai puțin loiali organizațiilor și se așteaptă ca managerii să le obțină respectul. Vor un program de lucru flexibil, munca interesantă și oportunitățile de creștere profesională. Generația Y sau millennials, cu vârsta între 24 și 39 de ani, au un optimism dus până la extrem și chiar așteptări nerealiste de cele mai multe ori. Consideră că nu trebuie să respecte regulile. Sunt rebeli, schimbă locurile de muncă, nici ei nu sunt de acord cu ierarhia, vor salariu mare și bonusuri în bani. Aproape jumătate dintre ei vor să emigreze. Și, în sfârșit, generația Z, prima generație născută într-o lume digitală și cu acces constant la informații. A fost crescută într-o cultură a siguranței. Întârzie n-aș găsi un loc de muncă și locuiesc cu părinții. Sunt comozi, pragmatici și sunt interesați mai mult de avansarea la locul de muncă decât de bani. Toți polițiștii, indiferent că sunt de la rutieră, crimă organizată sau trafic de persoane, trebuie să știe să conducă defensiv, să stăpânească tehnicile de autoapărare și să folosească perfect armamentul din dotare. Pentru asta însă este nevoie de foarte multe ore de antrenament. Direcția de pregătire profesională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost înființată luna august acestui an. De atunci, polițiștii din toate ramurile au trecut prin antrenamente draconice și încă nu au terminat. Trebuie să ajungă în punctul în care să facă față oricărei situații. Prima probă pe care trebuie să o treacă este condusul defensiv. Așa se antrenează polițiștii în devenire, trebuie să fie pregătiți oricând să plece în misiune, să aibă capacitatea să conducă indiferent de vreme, fie că plouă, fie că ninge, și să fie pregătiți oricând să plece la drum. Se vede în starea tehnică a acestuia, să în interiorul autoturismului să nu fie obiecte lăsate care pot ajunge sub pedale, care ne pot incomoda sau obiecte care ne pot atrage atenția. Odată ce au învățat să stăpânească mașina de serviciu, polițiștii trebuie să lucreze intens la condiția fizică. Pentru polițiști este foarte important să aibă condiție fizică, pentru că se întâmplă des ca în timpul intervențiilor să fie atacați, astfel că trebuie să știe să se apere, să imobilizeze rapid agresorul fără să îl rănească. Constanța, în pregătirea specializată de autoapărare,
va aduce la un nivel la care se poată intra siguranța. Aceste deprinderi, ca orice altă deprindere, trebuie antrenate. Următorul pas este poate cel mai dificil, mânuirea armamentului din dotare. Poliția, faceți loc! Faceți loc! Faceți loc, eliberați zona! Faceți loc! Faceți loc! Faceți loc! Toți polițiștii vor trece prin acest tip de pregătire care vizează dezvoltarea abilităților în condiții de tragere dinamică, de ripostă, de luptă cu adversarul, combinând elementele care țin de manipularea armamentului, de siguranța angajării unei ținte, de deplasare în teren printre persoane care nu sunt implicate. Este nevoie de multă muncă și perseverență. Sunt de ajuns pentru unii trăgători poate 500-1000 de cartușe, alții mai mult. Ideea e că atâta timp cât lucrează la rece pe astfel de țintă, în momentul în care vii în poligon și testezi abilitățile, n-ar trebui să fie o perioadă foarte, foarte lungă. Dar, repet, depinde de abilitățile fiecăruia. În luna septembrie acestui an au fost scoase la concurs peste 1000 de posturi pentru care au luptat 10.000 de candidați atât la școala din Câmpina, cât și la cea din Cluj-Napoca. Incendiile de vegetație puternice mistuie vestul Australiei. Flăcările au izbucnit în mai multe zone forestiere și s-au extins chiar și într-un parc național. Peste 6.000 de hectare de teren au ars deja, iar autoritățile avertizează că există riscul ca situația să escaladeze într-un mod și mai dramatic. Pompierii se luptă să țină sub control cele două incendii majore care au izbucnit în orașul Margaret River. Misiunea le se îngreunată însă de vântul puternic și temperaturile extrem de ridicate. Locuitorii și turiștii au fost evacuați, iar autoritățile au emis un mesaj de urgență. Yeah, we're really focusing on containment lines today to the east of the fire, with the weather pushing winds from the west. That's our focus for today, using large air tankers and ground crews and machinery to strengthen those already built containment lines to prevent that fire moving towards inland, towards more populated areas. În zona afectată, aerul este greu de respirat. Mai multe drumuri din apropierea zonei turistice au fost închise, iar autoritățile spun că va dura cel puțin 3 zile până vor putea fi din nou redeschise. Didn't have a lot of time to get out. The thing moved quicker than we thought, but on the same token, you can't stop a fire like this. Once it gets in the tree line, it just goes, and we just got to hope for the best. Deși nu au fost raportate pierderi de vieți omenești sau pagube materiale, ecologiștii se tem că impactul asupra mediului înconjurător ar putea fi unul major. Un tir prin cu migrant s-a răsturnat pe autostradă din Mexic. 53 dintre ei au murit, iar alți 58 au fost grav răniți. Oamenii ar fi vrut să ajungă ilegal în Statele Unite. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Putem ver cómo está toda la gente ahí tirada sobre el piso. Venían asignados. Al parecer eran más de 200 personas, al parecer indocumentados. Imagini șocante de la locul tragediei au fost postate pe rețelele sociale. Zeci de victime și cadavre acoperite cu cearșafuri albe apar împrăștiate pe șosea. Majoritatea pasagerilor, printre care și copii, erau migranți din Honduras și Guatemala, care se îndreptau spre Statele Unite. Traslada la primera ambulancia, están en espera. Hay niños que logramos visualizar en el interior de esa caja que pues ya no cuentan con signos vitales. Accidentul a avut loc pe autostradă din statul mexican Chiapas, un important punct de tranzit pentru migranții fără documente. Camionul supraaglomerat s-ar fi răsturnat din cauza vitezei mari cu care se deplasa, după ce a lovit un pod pietonal într-o curbă. La fața locului au ajuns zeci de echipaje de salvare și s-a intervenit inclusiv pe cale aeriană. Deoarece nu erau suficiente ambulanțe, răniții au fost duși chiar și cu camionetele. Victimele au fost transportate la 3 spitale diferite. 58 de persoane au fost rănite, iar 21 dintre acestea se află în stare gravă. Din fericire, reacția tuturor instituțiilor, Crucea Roșie, pompieri, protecția civilă a fost foarte rapidă. Sperăm ca victimele să primească îngrijiri corespunzătoare și să-și revină cât mai curând. Unii dintre martori ne-au spus că pasagerii sunt din Honduras, de vârste diferite. Potrivit autorităților, migranții au plătit între 2.500 și 3.500 de dolari
pentru a fi transportați în statul Puebla, din centrul Mexicului. Odată ajunși acolo, pasagerii ar fi urmat să încheie un contract cu alți traficanți de migranți care să-i transporte la granița cu Statele Unite. Elveția a aprobat o invenție revoluționară pentru sinuciderea asistată. Este vorba despre capsula morții. Concret, vă spun însă mai multe imediat după publicitate. Revenim în 3 minute. Elveția a aprobat o invenție revoluționară pentru sinuciderea asistată, însă este vorba despre capsula morții, un dispozitiv tridimensional care le oferă pacienților cu boli incurabile sau în stadiul terminal posibilitatea de a scurta suferința. Sinuciderea asistată este legală în statul elvețian de mai bine de 3 decenii. Noua tehnologie pentru sinucidere asistată va fi disponibilă pentru utilizare în Elveția din 2022. Capsula Sarco a fost testată deja cu succes în Olanda și poate fi transportată în orice locație datorită dimensiunii sale reduse. It's not just some medical privilege for the very sick. It's a fundamental human right. If you've got the precious gift of life, you should be able to give that gift away at the time of your choosing. Spre deosebire de medicamentele administrate de doctor pentru a induce sinuciderea asistată, capsula nu necesită o autorizație specială pentru a putea fi folosită. Prototipul se activează din interior și este dotat inclusiv cu un buton de urgență în cazul în care persoana care se află înăuntru dorește să iasă. A device to provide people with a death when they wish to die, which is peaceful and reliable, but also elegant and stylish. Elveția nu are legi care să interzică această practică și este considerată infracțiune doar dacă este făcută din alte motive decât cele medicale. Aproximativ 1300 de oameni au murit prin sinucidere asistată în anul 2020 în statul elvețian. De la sport trecem, bineînțeles, la meteo. Colega mea, Georgia Ninu, este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Georgia! Am văzut că cel puțin într-o parte a țării, în partea de est, a cam venit iarna, chiar dacă nu sunt zăpezile de altă dată, deocamdată. Bună seara, Marius, bună seara tuturor. Și se răcește în toată țara, însă abia de luni, până acum, cel puțin în Dobrogea am avut zilele acestea și vor mai urma până duminică inclusiv temperaturi puțin mai ridicate decât în normalul perioadei. Astăzi colegul nostru Daniel Osmaru vi spunea că i-a înghețat zâmbetul, așa a fost și ceață. Vor mai fi în continuare dimineții cu ceață, cu vizibilitate scăzută. Am și avut dimineață o avertizare de vizibilitate scăzută sub 200 de metri pentru mai multe județe. Vor mai fi cel mai probabil și în continuare. O să vă vorbesc puțin mai târziu și despre un cod galben de intensificare ale vântului. Haideți să vă spun așa puțin. Să înțeleg că a fost doar așa, un prim episod, mai mult în partea de est, din moment ce ai spus că se va mai încălzi puțin, adică ceva mai cald decât în mod normal în această perioadă. Adică a fost doar, obișnuiți-vă, trebuie să vină iarna. Da, bineînțeles. Eu spun că deja și-a intrat în drepturi, cel puțin la munte, ninge de câteva zile, iar precipitații vor continua să fie în toată țara. Vorbim aici de precipitații mixte, de ploi, de nisori, de lapoviță. Și în această noapte o să plouă în sudul, în centrul, în estul țării, precipitații mixte la peste 1500 de metri. Mâine, la fel, avem ploi pe arii extinse în jumătatea de sud a țării, dar asta nu înseamnă că și celelalte zone nu scapă de ploi, pentru că Corect. Și în celelalte zone va ploua. Aș mai vrea să te întreb un singur lucru. Nu te întreb astăzi, te voi întreba duminică, da. Dacă ninge de Crăciun. Nu te întreb acum, acum spune-ne cum va fi vremea în zilele următoare. Da, cred că și cei de la ANM, dacă i-aș suna acum să-i întreb o să ningă sau nu o să ningă de Crăciun, n-ar mai spune să așteptăm. Am înțeles, mai așteptați ajunul și vă spunem atunci. Să vedem însă cum... Da. Vă dau detalii chiar acum. Vă spuneam că până mâine seară, la ora 22, vântul va avea intensificări în Dobrogea și în estul Munteniei. În aceste zone o să prindă viteze de 55-65 de kilometri pe oră, iar în zona litoralului și a deltei chiar mai mult. Va depăși 70 de kilometri pe oră. Mergem acum mai departe. Mâine, începând cu orele amiezii, va ploua pe arii extinse în jumătatea sudică și pe spații mici în rest, cu toate că va fi înnorat. Valorile termice vor fi peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse, iată, între 4 și 13 grade. Vântul va avea intensificări temporare în sud și va bate la rafală cu 45-55 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși 80, chiar 90 de km pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Dimineața sunt condiții de ceață. Mergem mai departe cu capitala. Mâine vremea în București se menține închisă, dar caldă. Temperatura maximă
maxim ar putea, iată, să ajungă până pe la 10 grade. După orele amiezii va ploua, iar spre seară vântul o să prindă viteze de 45-55 de km pe oră. Duminică va ploua temporar și cerul va fi noros, sunt anunțate în jur de 11 grade. Iar luni, să știți că va fi mai rece decât duminică, din nou atmosfera o să fie mohorâtă și temporar vor predomina precipitațiile sub formă de ploaie. Temperatura maximă ar putea urca până spre 5 grade. Mă opresc aici cu datele despre vreme. Nu uitați, vă aștept și după Focus Sport cu prognoza pe larg. Marius, înapoi la tine. George, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. De la ora 20, nu ratați o nouă vânătoare de bâlbe, bineînțeles, la Cronica Cârcotașilor. Avem și comedie la nivel înalt, iar unul dintre secretele președintelui va fi dezvăluit în această seară de la ora 22, aici la Prima TV, bineînțeles. Eu vă doresc să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la ora 18, aici la Focus, la Prima TV.